Vreau să mă refer la o afirmație care am făcut-o cu puțin timp înainte și deja unii au scos-o din context și încearcă să o folosească. Dacă cineva prin acea afirmație a mea s-a simțit lezat, îmi cer scuze public. Nu m-am referit nici la persoane care sunt pacienți sau posibil pacienți, nu m-am referit nici la persoane care nu au informație. Am vrut să atrag atenția asupra pericolului manipulării, fiindcă în discuția pe care am avut cu dumneavoastră a fost vorba despre oameni care sunt informați, care cunosc datele despre epidemie și mie mi se pare inadmisibil ca o persoană publică care cunoaște datele problemei să încerce să ducă acțiunile autorităților, îngrijorările oamenilor în ridicol. Nu pot să accept ca în România, unde am avut și astăzi foarte mulți noi bolnavi de COVID-19, unde avem peste 1300 de persoane decedate de această boală, să umble unii prin spațiul public și să spună că cineva a ascuns datele, că cineva ar trebui să răspundă, că ar trebui să ne relaxăm cu toții și să ne vedem de treabă. Așa ceva nu se poate. Acești oameni care cunosc datele problemei și încearcă să manipuleze într-un mod inadecvat opinia publică, trebuie cumva arătați cu degetul ca să-și revină, nu pentru altceva. Deci important este să nu dăm crezare informațiilor false, să nu dăm crezare manipulărilor și foarte important pentru toată lumea să ne informăm și să luăm de bune informațiile publice care se dau. În fiecare zi se dau toate informațiile publice. Nu există alte informații decât cele pe care le aflăm zilnic la ora 13 prin comunicate de presă. Încă o dată, dacă am fost greșit înțeles, îmi cer scuze, nu am dorit să lezez pe nimeni, dar cred că este bine ca și eu să atrag atenția asupra unei posibile încercări de manipulare a opiniei publice într-un mod destul de nepotrivit și cu singurul scop de a vâna câteva voturi, fiindcă, nu-i așa, vin alegerile.